Pregătiri intense pentru ediția jubiliară a Festivalului Văii Gurghiului. De la evenimentul din 28-30 august nu va lipsi comuna Solovăstru, care va avea o casă tradițională în cadrul satului alegoric. În fiecare an ne prezentăm la casa alegorică cu grupurile folclorice din localitate, unde ducem portul popular din Solovăstru, Jabenița, bucate tradiționale, sarmale, plăcinte, tochitură și alte bunătăți care cei ce ne vizitează ștandul au posibilitatea să le deguste și să spună părerea. Comuna Solovăstru participă și la spectacolul folcloric de pe scena festivalului, chiar dacă ansamblul Dor Solovăstrean va lipsi, pentru că participă în aceste zile la un festival internațional în Bulgaria, va fi prezent ansamblul Coronița. Membrii grupului au oaspeți din Italia, pe care îi invită la spectacol. Începând de astăzi, vor avea ca invitați un grup folcloric din Italia, de care o să ne ocupăm ca să se simtă cât mai bine în România și, de ce nu, în comuna noastră. Și am introdus și pe dânsii în programul de duminică de sus de la Fâncel. Administrația locală din Solovăstru a pus totul la punct pentru a oferi ospitalitate musafirilor din Italia. Grupul folcloric va fi invitat sâmbătă la biserica din localitate pentru a participa la liturghie și a prezenta un scurt program artistic. Gazdele pregătesc și o serie de surprize pentru ca șederea italienilor să fie cât mai plăcută și plină de clipe memorabile.